Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berin de Sein va avea în anul de studiu 2021-2022 trei clase de pregătitoare. Acestea vor fi cu predare în limba română. Având în vedere că în 29 martie va începe deja înscrierea copiilor, în vederea asigurării fluenței, procesului și a evitării aglomerației, conducerea liceului precizează că unitatea asigură inclusiv posibilitatea programării telefonice a părinților, tutorilor, împuterniciților legali pentru completarea și sau validarea cererilor tip de înscriere. Însă acest lucru nu presupune crearea unei liste de preînscriere și sau acordarea unei priorități la înscriere. O femeie în vârstă de 52 de ani a murit în urma unui incendiu care a izbucnit într-o locuință din Petrova. Vecinii au scos-o din casă înainte de sosirea pompierilor din Vișeu de Sus, însă intervenția lor nu a schimbat soarta femeii. Trupul acesteia a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului, iar cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști. Pompierii militare au informat că în urma incendiului au ars circa 50 de metri pătrați din casa de lemn, iar prejudiciul a fost estimat la circa 45.000 de lei. Căutarea profilor ETAR din România continuă. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunța că termenul limită de nominalizare a cadrelor didactice a fost prelungit până în 28 martie. Așadar, și studenții băimăreni care nu și-au exprimat încă opinia mai au la dispoziție câteva zile pentru a-și vota profesorii favoriți. Până acum au fost nominalizate 14 cadre didactice de la Nord, dar lista este deschisă. Doritorii trebuie să completeze individual un formular disponibil pe paginile Ligii Studenților Pintea Viteazu și a ANOSR, unde vor găsi toate informațiile necesare.